Trebuie să-ți câștigi pozițiile și să ți le întărești exclusiv prin vredniciile tale, spune un alt autor francez de această dată, Antoine Golea. N-am suportat nici când obediența, căci uleala nu mi-a fost pe plac. Am avut tot timpul conștiența ce a trebuit să fac. De căciulit eu nu m-am căciulit nici când, iar de pupat ce nu-i de pupat exclus. Când altfel n-am putut, i-am înjurat în gând. Uratul, fă-te mici, du-te acasă, le era inclus. Nu m-am lăsat râd în a lor vocirlă, deși unii s-ar fi bucurat de spus să poată în direcția de ei dorită să mă împingă, dar i-am trimis cu fermitate către altă poartă. Rău n-am făcut nimănui, multora dor bine, dar și pentru asta de mulți am fost invidiat, pentru verticalitatea și respectul de sine, multe hahalere și patrupede au căpiat. Cu greu s-au împăcat cu gândul că nu le pot fi părtași în cârdășie. Le-am spulberat la ticăloșa vântul și am lăsat cum sunt, în năruzie.